absență notabilă la baraj pentru viitorul Locomotiva Buzău. Campioana județului nu se poate baza în meciul de promovare pe unul dintre cei mai buni jucători ai stăi. Este vorba de atacantul Florin Mihălcescu, care nu se poate reface la timp după o accidentare mai veche. Antrenorul Cristi Lupu spune că golgheterul formației poate fi suplinit cu brio de alți jucători. Unul dintre cei mai în formă componenți ai viitorului în returul campionatului Superligii Județene va lipsi mai mult ca sigur în partida de la Slobozia. Este o grea pierdere, mai ales că Mihălcescu era într-o perioadă foarte bună a carierei sale la formația buzoiană. Din păcate, atacantul s-a accidentat destul de grav în meciul cu Olimpia Râmnicu cu Sărat. Florin a suferit o ruptură musculară și antrenorul Cristi Lupu nu se va putea baza pe el. În cel mai fericit caz, Gogu va juca câteva minute pe final, dacă scorul o va permite. Președintele Asociației Județene de Fotbal Buzău a declarat ieri în emisiunea Sport Maxim de la TV Buzău că pentru viitorul Locomotiva absența lui Mihălcescu va cântări destul de mult. Se pare că ăsta Mihălcescu nu prea își poate reveni până sâmbătă. Da, este o mare pierdere. Și, într-adevăr, din punctul meu de vedere, ei văd că nu acuză tehnicienii treaba asta. Mai au acolo ceva rezerve, dar oricum ar fi absența lui Florin Mihălcescu, nu este de neglijat. Cred eu că la baraje să fie clar că nu se pune problema, vor fi și arbitraje bune. De regulă sunt arbitrii din lotul Ligii 1. În schimb, antrenorul Cristi Lupu a precizat că Florin poate fi suplinit cu brio în meciul de baraj. Tehnicianul a spus că Nicola l-a înlocuit foarte bine, atât în ultima partidă de campionat cu Metalul EPS Buzău, cât și în meciurile de cupă cu Avântul Spartac Zărnești și Puiești, atunci când mijlocașul a jucat foarte bine. Partida dintre viitorul Locomotiva Buzău și viitorul Însurăței, campioana județului Brăila, va avea loc sâmbătă de la ora 18 pe stadionul Unirea din Slobozia.